Bine v-am regăsit, dragilor! Sunt Cristian Pana de la BeStoryteller, cofetăria pe înțelesul tuturor. Înveți când vrei tu, oricând, de oriunde, în stilul tău. Astăzi continuăm seria interviurilor cursanți de succes. Avem un invitat special, o doamnă distinsă. Este vorba de doamna Tamara Ciocan. Să rămâinile, doamnă! Bună ziua! Îmi pare bine să vă cunosc. Eu am verificat, dumneavoastră aveți aproape toate cursurile noastre. Da, da. Cum vă descurcați cu ele? La început cu greu, dar din pasiune am început să le fac pe toate, fiind un domeniu chiar nou pentru mine, mai ales lucru cu ciocolata. Și chiar m-a fascinat să pot învăța de acasă și să pot avea oricând acces la ele. Căci îmi doream să fac niște cursuri. Haideți, povestiți-ne, cum ați aflat de noi? Cum ați aflat? Inițial am aflat de pe Facebook, pe Teo, o știam de ceva timp în urmă, tot de pe Facebook, de pe grupuri. De fapt, da. Din grupul... Dar e important că o știați de pe Facebook și ați aflat de Teodor. Cursurile, da? De prima dată mă gândesc că ați aflat de fructele prăjituri îmbrăcate în ciocolată, corect? Ele au fost primele. Și? Primele cursuri. Le mai da? Ați reușit? Le-ați făcut? Tot în regulă, da? Mi-au ieșit din prima. Deci n-a fost chiar greu, nu? Da, nu. Deci, urmând pașii cursului, având și cursul scris și video, deci este foarte simplu. Foarte simplu. A fost necesar să-i mai dați vreun mesaj Teodorei? Știi, m-am împotmolit pe undeva sau ceva de genul? Nu, deci cursul are tot ce-i trebuie, are explicațiile pas cu pas, chiar foarte detaliat și foarte... E, orice începător se descurcă. Haideți că noi am intrat direct în fondul problemei. Cum ne-ați cunoscut, ați dat fructele și așa mai departe, dar spuneți-ne mai mult despre dumneavoastră. De cât timp aveți această pasiune a cofetăriei? Pasiunea a început în urmă cu mai din 2017, inițial, când băiatul meu cel mare și-a dorit să meargă pe domeniul ăsta. Și datorită lui, pasiunii care o punea în acest domeniu, m-am îndrăgostit și eu de el, ajutându-l pe el să crească, să dezvolte. Dumneavoastră ne-ați făcut o mărturisire acum. Băiatul dumneavoastră este cofetar? Pasiune. N-a reușit încă să ajungă la visul care și-l dorește. Încă luptă pentru așa înseamnă ceva. Înseamnă că împreună ați făcut fructele? O parte din ele, da. O parte nu, pentru că el este plecat și cât a apucat. Am înțeles. Deci vă susțineți, ca să spun așa, reciproc în această pasiune. Da, categoric. E o pasiune comună. Minunat. Ok. Și după fructele prăjituri, ce a urmat? Au fost bomboanele roșer. Știți ce am observat eu? Singurul curs pe care dumneavoastră nu-l aveți sunt trufele. Greșesc? Da. E singurul care nu am mai reușit să-l iau. Nu i-am cerut acordul Teodorei, dar când a spus nu am reușit, la ce a spus că nu am reușit? Timpul. Am, în momentul când am apărut curs, am zis să-l iau. N-am mai reușit, după aceea am prins să... cu serviciu, da. Ok. Am să vă determinăm să... Adică ne place așa până la urmă să vă punem la treabă și am să vă și răsplătim și am să vă dăm cadou acces la cursul de trufe. E ok?
Da, mulțumesc. Bun, pentru că ne place să fiți aproape de noi și na, în momentul în care am verificat, este incredibil, această doamnă are toate cursurile, mai puțin cursul de trufe și e păcat să nu... Da, mică scăpare din partea mea. Și noi vrem să completăm această scăpare astăzi și imediat ce terminăm interviul, o să facem acces la curs. Da, mulțumesc. Oricum, eu mă bucur să am profesori de așa calitate, la orice oră disponibil să Deci, din mă toate ajut. cursurile să înțeleg că dumneavoastră ați reușit din prima să le duceți la capăt, nu? Toate cursurile. Da, deci, fără nicio îndoială, Nu v-ați împotmolit reușesc din nicăieri? nou. Nu, pentru că în momentul când citești și n-ai înțeles ceva, te uiți pe video, Ok. pe cursul video și automat ai trecut pasul. Deci poate n-ai înțeles, că am pățit, am citit odată, de două ori, fiind prima oară lucrând cu ciocolata, chiar n-aveam cunoștințe absolut deloc. Și în momentul când vedeam că nu înțeleg în curs, mă duceam la cursul scris, mă duceam la cursul video. Și acolo, incontestabil, înțelegi. Cred că și un copil de clasa a treia, dacă Ok, se uită în video, deci, e deci foarte, cursurile sunt foarte făcute chiar pe înțelesul tuturor. E, da? important. Da. Deci, adică un ingredient principal este să-ți dorești, să fii pasionat și ceea ce regăsești în curs se duce la îndeplinire, nu? Da, obligat. Obligat. Nu. Ok. Am reușit eu, sigur, reușește oricine. Ne mărturisiți, doamna Tamara, ce vârstă aveți? Da, 51. Mulți înainte. Ne bucurăm că plaja noastră de cursanți e pe toate palierele de vârstă. Știu sigur că avem și o fată undeva pe la 18 ani, da? Adică, și ne place să atingem toate palierele astfel încât să împărtășim cât mai multe lucruri la toți. Bun. Deci, teama că nu veți reuși, nu o mai punem în discuție. Nu, exclude, n-are Ok. cum. Cursul preferat? Care este cursul preferat? Deci, prima dragoste, prăjiturile, fructele prăjituri. Deci prima dragoste, fructele. Și apoi pe... Aceea sunt bomboanele roșii și apoi tortul Entreme. de sărbători. Ok. Bomboanele roșii care de altfel, la fel, am observat și eu că sunt chiar foarte ușor de realizat. Nu? Da, mai zic și înghețata, deci e Să nu super. spuneți că dumneavoastră aveți mașină de înghețată. Nu, am făcut rețetele pentru că De am zis parfait că și înghețata e sorbet, nu? da, care nu necesită mașină și au ieșit Ok, perfect. ne bucurăm Deci. foarte mult acest lucru. Eu tot repet că doar odată cu acest curs al Teodorei am înțeles diferența între o înghețată și un parfait, dar oricine ar gusta un parfait o să fie foarte mulțumit. Este. Adică, incontestabil, mai ales că noi vizăm foarte mult pe produsele pe care ni le putem face noi, singuri. Și deci e mult mai bun decât foarte multe alte înghețate ce am mâncat în comerț. Nu se poate compara. Ce alte cursuri ați dori să mai facem noi pe viitor? Ceea ce un domeniu în care, așa să zic, chiar nu știu foarte multe și pasionată, sunt monoporțiile, Monoporții, care ok. și iar torturile pentru nunți. Deci. Ok, noi urmează să lansăm cât de curând, da, torturi, da,
Mie îmi place să le spun torturi, torturi dulci, da? Plus monoporții. Dăm puțin așa din casă. Super. Ce ne-ați mai recomanda să îmbunătățim la platformă? Nu cred că este nimic de îmbunătățit. Din punctul meu de vedere, este Da. perfect. A fost greu să vă înrolați, să plătiți online, să... Nu. Nu a fost deloc greu. Dumneavoastră până la cursurile online, ați mai fost la cursuri practice sau... Nu, n-am fost în domeniul ăsta la niciun curs. Îmi doream, dar distanța de la mine până la în orașele unde se fac cursuri foarte mari, plus că timpul, serviciul nu-mi permiteau Ok, și să să înțeleg eu că partea asta plec. de cursuri online a venit ca o mânușă pentru dumneavoastră. Păi chiar vorbeam cu Teo la începuturi, când aveam plan să fac așa ceva și am zis că ar fi perfect. Eu chiar îmi doresc asemenea cursuri să le pot face în confortul casei. Și mai ales că ai acces la ele pe viață, oricând, e mai mult decât perfect. Dumneavoastră sunteți printre norocoșii care încă au acces pe viață, probabil până la sfârșitul anului 2021 lucrul ăsta nu se va mai întâmpla. Vom schimba puțin politica, dar ne bucurăm că am reușit să aducem și acest beneficiu de a avea acces pe viață. Ok. Îmi place așa să văd că cineva care este doar pasionat, care n-a mai fost la niciun curs practic, da? Ok? S-a înrolat la cursurile Bistorii și a reușit să pună în practică din prima. Ce au spus, nu știu, vecinii sau la cine le-ați prezentat? Au fost ceva wow, nu le venea să creadă. Ceva, efectiv, la început credeau că e o poveste, nu sunt de ciocolată, că sunt reale și doar îi păcălesc. Până au văzut demonstrația, le-am tăiat mărul și o să spun că chiar am, să zicem așa, clienții chiar îndrăgostiți de fructele prăjiturii. Minunat. Dumneavoastră, din ce parte a țării sunteți? Mai Moldova. exact? Neamț roman. Neamț roman. V-am întrebat, eu știam, dar îmi place să se și audă pe unde au ajuns cursele noastre, în care parte a țării. Ok. Revin la capitolul ăsta de... Deci v-ați luat inima în dinți, cursuri online, rezultate din prima. Cum a contribuit practic în dezvoltarea dumneavoastră cursurile Bistoriei? Adică saltul a fost unul foarte bun sau cum ați simțit dumneavoastră dezvoltarea aceasta prin cursuri? A fost foarte bun, pentru că, în primul rând, era și este încă ceva nou pe piață, deci foarte multă lume încă nu știe. Deci încă sunt în faza de wow. Și asta. Poate n-au Nu, încredere. încrederea au, li se pare încă, să zic, puțin ciudat, pentru că dacă pui un fruct natural lângă fructa prăjitură, nu prea reușește să-și dea seama. Am înțeles, am înțeles. De, oricum, dumneavoastră se vede, sunteți fan fructe prăjituri, incontestabil, da? Din prima Da, clipă de am ele. înțeles. Minunat. Un gând de final, ce ne-ați împărtăși? Să continuați cu noi cursuri online ca să fiți în ajutorul celor care, sigur, sunt destui de mulți în stația mea care nu se pot deplasa sau nu-și permit să ajungă la un curs
și să-l poată avea în confortul casei sale și cu siguranță din partea noastră mă aștept la noutăți care mă vor surprinde Noi plăcuți. ne bucurăm foarte, foarte tare că am putut să contribuim și să avem un cursant mulțumit, nu numai unul, dar ne place că dumneavoastră ne confirmați acest lucru. Ne străduim pe cât putem ca pe viitor să rămânem la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Eu vă foarte mulțumesc pentru gândurile și impresiile pe care ni le-ați împărtășit. Rămâne să ne revedem pe platformă cu noi cursuri, iar noi vă ținem pumnii să realizați cât mai multe fructe, prăjituri, nu? Da. Și încercăm, eu chiar mă gândesc serios cu prima ocazie când trecem prin Roman să oprim și la dumneavoastră, să gustăm împreună Da. un măr, o mandarină, nu? Cu siguranță, vă aștept cu Da. drag. Foarte, foarte mulțumesc încă o dată. Gânduri bune la voi toți, cei care ne urmăriți. Nu uitați și de butonul de abonare, pentru că impresiile și experiențele dulci ajung prima dată la voi. Și revin. Gânduri bune. La revedere! La revedere și mult succes!